Vechimea în muncă se calculează lună de lună, dar dacă angajatorul nu vă dă o copie a contractului individual de muncă înregistrat la ITM, nu puteți ști dacă munciți legal sau nu. Angajatorul are obligația de a încheia în formă scrisă contractul anterior începerii activității. Angajatul trebuie să știe că poate lucra 90 de zile de probă în baza contractului de muncă. Mulți nu știu că perioada de probă este plătită ca orice altă perioadă de muncă. În afară de această obligație, mai are o obligație de a-l transmite tot anterior începerii activității cu cel târziu o zi lucrătoare, așa cum prevede hotărârea de guvern 500/2011 privind Registrul General de Evidență a Salariaților, să transmită acest contract individual de muncă în această evidență computerizată a contractelor individuale de muncă REGESU. Trebuie știut că în perioada de probă, atât angajatorul cât și angajatul pot renunța la contract printr-o simplă înștiințare. Pentru a urmări înregistrarea contractului de muncă și operarea lunară în programul de evidență a salariaților, angajatul se poate adresa angajatorului care trebuie să-i pună la dispoziție toate informațiile legate de contract. Dacă se lovește de un refuz din partea acestuia, angajatul poate apela la un inspector ITM. Noi, din verificarea transmiterilor efectuate tot de către angajatori în Registrul General de evidență a salariaților, le putem da o dovadă din care să rezulte activitatea prestată în cadrul unor agenții economici de pe raza județului Gorj, unde aceștia au transmis, dacă au transmis într-adevăr, această evidență în registru electronic. De asemenea, angajații pot urmări și plata contribuțiilor la CAS, șomaj sau pensii prin accesarea aplicațiilor online de pe site-urile acestora sau solicitând informația direct la sediul instituțiilor menționate.